Știu că a fost făcută o invitație către toți demisionarii din Pro-România. Vorbim de demisionari, nu de cei care au mai rămas. Nu știu câți ori mai rămâne, 1, 2, 3. Așa se spune că mai sunt 3 membri la Pro-România. Noul președinte, acum, sau coordonator, Filipadă, domnul Ponta. Și mai sunt doi, nu vreau să le dau numele, care s-au înscris unul chiar astăzi. Să fie sănătoși, să-și ducă proiectele politice. Despre Mihai Tudose, eu am declarat-o și o declar de fiecare dată, este și va rămâne prietenul meu, am o relație foarte apropiată și sper ca se gândească foarte repede și venirea lui sau revenirea lui în PSD va fi un mare câștig pentru PSD Brăila, că noi vorbim de PSD Brăila. Apoi vom vedea ce se va întâmpla la nivel central. Apropo de votul din acea ședință a PSD. S-a discutat, de fapt, în anumite medii. Vreau să mă întreb dacă formularea, acel comunicat de presă, aceea a fost formularea votată de în ședință, comunicatul de presă, sau a fost scris ulterior? Pentru că, să vă explic, se discuta despre faptul că... În birou. Să termin. Faptul că Mihai, n-a fost o invitație clară pentru Mihai Tudose, ținând cont de faptul că a fost prim-ministru, faptul că este europarlamentar și că a fost o chestiune la grămadă, gen toți care ați plecat de la noi la Pro-România, veniți înapoi. N-am considerat în decizia biroului că orice membru demisionar poate fi un plus valoare organizației PSD. Și atunci presupun că acest comunicat a fost pentru toți demisionarii din Pro-România, inclusiv domnul europarlamentar Mihai Tudose.